la start îl avem pe Octav. CNDR și la Octav. Unghiuri foarte mari. Veți vedea că folosește o tehnică destul de greu de stăpânit. E vorba de frânarea cu piciorul stâng. Centura de încălzire și am încălzit amperotele. A simțit mașina, să vedem ce se întâmplă. Haideți să vedem prima tură jurizată pe Octav din Iași. Inițiere foarte bună, vreme. Să vedem primul steag. Din păcate e jos, să vedem al doilea. Jos, să vedem al treilea. Mașina arată bine. Va trebui să forțeze un pic pentru a ridica celelalte steaguri. Haideți să vedem primul steag. Nu l-a ridicat, să vedem al doilea, arbitru este atent. A ridicat, să vedem al treilea. Și al treilea tur. Tură curată, liniară. Au poftit câteodată jos, va fi mult pe șeuri de punctaj pentru aceasta, dar pe ansamblu tură foarte bună. Hai să vedem a treia tură jurizată. Cred că va putea finaliza, amperotele sunt pe zârmă. Primul steag sus. Să vedem al doilea. Amperotele se dezintegrează și e din ce în ce mai greu să obține mașina. Cu siguranță va primi ceva puncte.